Ministrul Muncii Marius Budai a declarat în exclusivitate la România TV că există posibilitatea ca voucherele în valoare de 250 de lei să ajungă cu întârziere. Mai mult, ministrul susține că românii care nu vor primi cardurile până la finalul lunii iunie vor primi banii retroactiv în luna iulie. Actul normativ va fi sub decizia de guvern. Practic, după publicarea în Monitorul Oficial, se poate începe procedura de achiziționare de carduri. Se va acorda acest sprijin pe o formă electronică și va fi distribuit începând cu 1 iunie către beneficiarii din toată țara. Nu se va putea în data de 1 iunie să distribuim peste 3 milioane de carduri în aceeași zi beneficiarilor, dar cu 1 iunie începem activitatea și vor fi distribuite cardurile către beneficiari. Pe măsură ce se primesc cardurile, se fac și alimentările cu banii precizați în ordonanță. Va primi un card care ulterior va fi administrat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, va fi alimentat cu suma de bani odată la două luni, așa cum este precizată în programul Sprijin pentru România și sperăm ca până la sfârșitul lunii iunie să putem distribui toate cardurile în țară, dar eu sunt obligat să iau toate măsurile și să informez că în situația în care, să spunem ipotetic, că va fi un cetățean care nu va primi până în 30 iunie cardul și îl va primi pe 1 sau 2 iulie, nu înseamnă că va pierde suma aferentă lunii iunie, ci din contră se va alimenta retroactiv și nu vor pierde acei bani. Prin poștă vor fi distribuite. Este cu date cu caracter personal și va fi predat personal.